fiți binecuvântați de Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Psalmul 115, versetul 15. Dragii mei, seara aceasta suntem la o seară de tineret și aș vrea să zicem ca Dumnezeu să binecuvinteze tinerii adulți. În seara aceasta mă aflu înaintea dumneavoastră pentru că am vrut să favorizez pe unii tineri și așa s-au învârtit ei, m-au împins pe mine în seara aceasta. Normal era bine ca ei să slujească, pentru că este o seară care slujez ei mai mult, dar dacă ei au hotărât așa, mă bucur de formațiile din adunare. Dacă vă uitați bine, formațiile din adunare, cei mai mulți slujesc tineri. Și aș vrea să vă fac o mărturisire, îngăduiți-mă acest timp. La începutul lunii august, în biserica de unde vin eu din România, s-a sărbătorit 70 de ani de la înființarea fanfarei. În 1947 s-a înființat fanfara undeva lângă Cluj, unde îi spune Valea Fânaților. Și-a înființat o familie. Și a făcut apel, păstorul și biserica a făcut apel la toți cei care au cântat în această formație de-a lungul anilor. Din toate țările de unde au plecat să vină la acea sărbătoare. Unii au venit, unii probabil au plecat la Domnul, unii n-au putut să vină. Și i-am urmărit prin internet și am văzut. Și am văzut acolo oameni pe care, frați pe care îi cunosc și am cântat cu ei. Am văzut alții tineri care au venit după generația mea. Au fost alții care erau înainte de mine, care nu i-am văzut niciodată. Și fratele care este acolo și aici fac aluzie la frații care au înființat aici fanfara. La cei care au fost dirijori la început și au slujit în direcția aceasta. Fără jenă fac aluzie la ei. Să fie perseverenți în slujirea în care Dumnezeu i-a chemat. Pentru că acolo am văzut, a ținut ca un discurs, fratele care actual este conducătorul fanfarei și dumnealui este conducător de 52 de ani. E mult? 52 de ani. Este o viață de om, este o jumătate de secol. Și omul acesta, fratele acesta, a povestit prin ceea ce a trecut fanfara și că timp de 13 ani, la un moment dat, fanfara s-a oprit să mai cânte. Pentru că autoritățile, spunea dumnealui, ne-a interzis amenințându-ne cu închisoare și cu alte lucruri. Și spunea el, 13 ani am păstrat toate instrumente, că mi-au spus că le confiscă și le ia la ei. Le-am păstrat, spunea ei, în grâu și în cereal, ascuns, ca să nu le găsească și nu le-a găsit. Și la sfârșitul acestei sărbători, fratele păstor a pus o întrebare la care nu s-a așteptat nimeni. Și a întrebat așa, dacă mai este cineva în adunare, frate sau soră, care în 1947 a făcut parte din prima generație a fanfarei. Și spre surprinderea lor, erau trei frați care s-au ridicat în picioare. Frați în vârstă, probabil bunici de multă vreme, dar ceea ce pe mine m-a marcat este perseverența lor în vremuri grele. În vremuri grele. Acest asentiment ar vrea să-l transmit tinerilor noștri. Trăim vremuri bune, dragii mei. Nu sunt așa de grele ca și atunci. Nimeni nu zbiară după tine dacă te vede cu instrument. Ducându-te la adunare, cum se întâmpla la noi. Mi-aduc aminte când luam, aveam un instrument cu mare fratele Edia aici și mergeam cu el, aveam o rusă. Și mă întâlneam pe autobuz cu colegii și colegele și ziceam, unde te duci? Mă duc la adunare. Și își bătea joc de mine. Aici nu își bate joc de tine nimeni. De aceea și pe cei din fanfară.
și pe cei din orchestră și pe cei de la corul de fete îndemn și zic, slujiți Domnului cu perseverență și nu dați mult. Nu vă lăsați că cineva a spus o vorbă cu tare sau cu tare. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Cine pune mâna pe coarnele plugului și se uită înapoi, nu este vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Și vă mai spun ceva, frați și surori. Calea către cer. Să știți că calea către cer este o alergare de rezistență. Nu o alergare de viteză. Lui Dumnezeu îi place alergătorii de rezistență, care își mențin ritmul și nu s-o opresc, nu în împărăția cerului. Nu prea să facă Dumnezeu cu oamenii care vin la adunare un an de zile spocăiți, de mai pocăiți decât preotul și după un an de zile îi vezi în alte părți și se ocupă de alte lucruri. Dumnezeu nu astfel de slujitori are. Slujitorii lui Dumnezeu sunt niște slujitori de cursă lungă și de rezistență. Facă Dumnezeu din tinerii noștri așa cum aleargă ei în alte părți și nu se obosesc, așa să alerge și la casa Domnului. Amin? Dragii mei, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din cuvântul care l-am citit în seara aceasta. Și am ales acest cuvânt, era alt cuvânt din Eclesiastul, tot frumos, dar am ales acest cuvânt și i-am lăsat tânărului care trebuia în seara aceasta să predice, să vorbească el din textul respectiv, pentru că aș vrea să fac o paralelă între viața și slujirea acestui tânăr Samuel și viața și slujirea tinerilor din adunare de la noi. Pentru că până la un loc se aseamănă bine viața lor de slujire. Dar înainte ca să intru în acest text, îngăduiți-mi să aduc înaintea dumneavoastră un tablou. Atunci când vine un copilaș, un bebeluș în familiile noastre, este minune mare. Cel puțin pentru familia respectivă. Se bucură mama, se bucură tata și îl analizează din toate părțile și toate modularele. Și crește copilul mai mare, crește mărișor. Și începem să-i deosebim și să-i observăm unele deprinderi și unele abilități. Și de multe ori spunem din copiii noștri, mă, din el iasă un contabil bun. Și ne punem în minte și spunem, o să-l dau la o școală de contabil. Sau din altul iasă un inginer bun. Și facem toate eforturile să-l dăm la școli ca să ajungă un inginer bun. Sau alte meserii, dar toate de un rang, spunem noi, care necesită studii superioare. Și nu este rău. Nu este rău. Dar am observat ceva în ultima vreme. Cu cât trec anii tot mai mult, copiii noștri ajunge la înălțimea noastră, poate și mai mult, și mai înalți, ni se schimbă discursul. Și aud niște cuvinte tot mai des le aud. În gura fraților, în gura noastră, în gura mamelor. Și aud zim această frază foarte des. Tot ce vreau pentru copiii mei mai mult, să fie mântuiți. Așa spune. De cele mai multe ori uităm de inginerie, uităm de doctorat și uităm de tot de celelalte meserii, indiferent dacă au ajuns să le îndeplinească sau nu. Dar auzim cel mai des aceste cuvinte. Tot ce vreau cel mai mult, ca copiii mei să fie mântuiți. Și ne rugăm de multe ori cu stăruință și spunem, Doamne, descopere-te copiilor noștri. Și de multe ori facem aluzie la cuvântul, și personal am făcut aluzie la cuvântul acesta din seara aceasta. Și spunem, Doamne, descopere-te cum te-ai descoperit pruncului Samuel. M-am întrebat și căutând în Biblie, oare Dumnezeu să-ți vorbească așa cum i-a vorbit pruncului Samuel? Oare Dumnezeu vorbește faptului că îi pretindem noi, cerem lui Dumnezeu?
Găsim în Sfânta Scriptură unele cazuri când oamenii au cerut ca Dumnezeu să le vorbească și Dumnezeu le-a vorbit. Dar nu totdeauna. Oamenii au pretenția ca Dumnezeu să le vorbească gură către gură, ca omul să-L cunoască pe Dumnezeu. Găsim în Cuvântul lui Dumnezeu că, de fapt, de cele mai multe ori când Dumnezeu vorbește unui om în modul acesta, vorbește din pricina trăirii lui. Fie trăirii lui greșite, fie trăirii lui bune înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă aduc dovezi biblice. Dacă ne uităm în Scriptură când Dumnezeu i-a vorbit lui Saul, al lui Pavel Apostol, i-a vorbit din cauza de Saul, cerea ca Dumnezeu să-i vorbească? Nici de cum. Saul avea o purtare care îl întărâta pe Dumnezeu și dădea în Domnul Iisus Hristos. Și atunci Dumnezeu s-a simțit oarecum nevoit să-i vorbească lui Saul să-l întoarcă din cărările lui. Dar găsim în Scriptură, când Dumnezeu i-a vorbit unui om sau unei persoane datorită purtării lui bune. Și aș putea să dau mai multe exemple. Dar n-aș vrea să mă duc mai departe decât pruncul lui Samuel. Și ne rugăm lui Dumnezeu de multe ori cu stăruință și spune: Doamne, vorbește copiilor noștri. Vorbește copiilor noștri. Și de multe ori poate spunem: măi, aș vrea să-i vorbească într-un fel sau un alt fel, pentru că dacă i-ar vorbi așa, cu siguranță s-ar întoarce la Domnul. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre un om, un bogat nemilostiv, care a avut această pretenție ca Dumnezeu să vorbească, să trimită pe cineva din împărăția lui Dumnezeu sau din locuința morților, să trimită la încă 5 frați ai lui care i-avea, și el avea pretenția și spunea așa: pentru că dacă se va duce cineva de aici sau de acolo și le va spune, se vor pocăi și se vor întoarce la Dumnezeu. Și cererea lui a fost refuzată. Și știm de ce. Spune Avram: chiar dacă se va duce cineva din locuința morților, tot nu-l vor crede. Și mai spunea ceva: au acolo pe Moise și proroci. Au legea și proroci. Dacă nu cred în lege și în proroci, nu vor crede nici în cineva care vine din împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos s-a coborât din împărăția lui și a venit și ne-a prezentat planul lui Dumnezeu. Dacă cineva nu crede pe Domnul Iisus Hristos, îngăduiți-mi să pun această întrebare: cine ar fi mai vrednic de crezare dacă nu Domnul Iisus Hristos? De aceea, dragii mei, aș vrea în seara aceasta să vedem de ce Dumnezeu a găsit cu cale să-i vorbească lui Samuel, un copil care, de fapt, spune cuvântul lui Dumnezeu că și nu cunoștea pe Dumnezeu personal. Dacă aș pune o întrebare, dar n-aș vrea să o pun, dar dacă aș pune o întrebare fie corului de fete, fie tinerilor din fanfară sau la orchestră, care dintre ei îl cunoaște pe Dumnezeu personal? Atunci când îl cunoști pe Dumnezeu personal, atunci îl recunoști în apa botezului și te și botezi. Dar atunci când slujești și, de fapt, nu te botezi, de fapt, tu o faci asta ca și pruncul Samuel. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre Samuel că mama lui, Ana, a făcut o juruință înaintea lui Dumnezeu. Și a spus așa: dacă îmi dai un băiat, un copil de parte bărbătească, am să-l închid înaintea ta. Și aici mă refer, părinți. Ana s-a ținut de promisiune. Surorilor, Ana s-a ținut de promisiune. Copilul l-a primit de la Dumnezeu, copilul l-a înțărcat, avea o anumită vârstă, câțiva anișori, și l-a luat Ana și l-a dus la preotul Eli și l-a închinat Domnului. Dar nu s-a oprit Ana acolo. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre Ana? Spune că în fiecare an
îl vizita pe copil când se urca acolo și aducea jertfă cu soțul ei, Elcana, și mai făcea ceva. De fiecare dată când venea, îi aducea o haină copilului. Îi făcea de fiecare dată altă haină pentru că copilul creștea. Cu alte cuvinte, mama se îngrija, chiar dacă l-a dat în slujba preotului, mama se îngrija de creșterea copilului și îl supraveghea. Mamelor, chiar dacă îi dați pe copii la fanfară, la orchestră, la corul de fete, ar vrea să vă spun ceva. Să nu vă puneți toată nădejdea să spunem, dirijorii trebuie să se ocupe de copii din toate privințe. Dirijorul de la fanfară, de la orchestră, sora Agnes de la corul de fete, ei trebuie să învețe în toate privințe. Îngrijiți-vă și dumneavoastră așa cum s-a îngrijit Ana și zic Domnul să vă binecuvinteze, amin. Apoi cuvântul Domnului ne spune și m-am întrebat de multe ori de ce Dumnezeu i-a vorbit lui Samuel și nu i-a vorbit lui Eli. Mai avea și acolo doi fii care erau preoți. Și aici aș vrea să punctez și aici aș vrea să vorbim puțin cu tinerii pentru că aș vrea să vă spun ceva. Am luat două hotărâri și am spus așa. Am spus așa. Dacă Dumnezeu îmi dă copii și îmi dăruiește copii, copiii mei o să închinui Dumnezeu pentru toată viața lor. Și dacă ei când cresc mari nu o să vrea să-L slujească pe Dumnezeu, mă rog lui Dumnezeu să nu-mi dea, pace până nu. În fiecare rugăciune să-i aduc înaintea lui Dumnezeu. Ca ei să se întoarcă la Dumnezeu. Pentru că în vremurile care trăim, sunt vremuri, uitați-vă bine, la anturajele în care ei. Și de aceasta aș vrea să vorbesc în seara aceasta. Una din motivele care Dumnezeu le-a găsit că i-a vorbit lui Samuel ca prunc, Samuel trăia într-un anturaj ostil lui Dumnezeu. Sunteți surprinși de această declarație. Dar aș vrea să vă spun ceva. Aș vrea să vă spun ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu căci Eli avea doi copii care erau preoți și făceau niște lucruri urâte înaintea lui Dumnezeu. Și acest Samuel trăia și în fiecare zi era în acest anturaj și vedea pe acest tine. Îi vedea pe acest tine și parcă nu este normal ca la adunare, ca la locul sfânt. Nu este normal ca să fie un anturaj greșit. Nu este normal. Și aș vrea să-i îndemn pe tine, dacă vede pe unul dintre ei că calcă greșit, să nu se ducă după el, să-l întoarcă înapoi, dacă vine, pentru că sunt atâția care au atâtea idei. Dacă vine cineva și spune, hai să mergem în cutare loc, sau în cutare loc unde n-ar trebui și știți că nu trebuie să mergeți, să nu vă uniți să mergeți în anturajul acesta. Dimpotrivă, să-l luați pe el, să-l ridicați de acolo, să-l aduceți după voi. Aș vrea să vă spun. În biserica de unde am venit la un moment dat în anii 90, eram undeva în oraș cu un prieten de-a meu, un coleg de fapt de muncă, care era singur la părinți, nu era pocăit, nu venea la adunare, dar părinții lui aveau mulți bani. Își cumpărase părinții lui o mașină nouă și cred că o cumpărase de vreo săptămână. Și era un weekend și i-a dus pe părinți la țară. A spus, părinții, îți lăsă mașina, ne duci la țară și vii duminică seara după noi. Dar când vii după noi, am să verific, spunea tatălui, mașina, nicio zgârietură. Dacă găsesc o zgârietură pe ea, nu ți-o mai dau mașina niciodată. Și era într-o sâmbătă, eram cu el în oraș și dintr-o dată, în ușa în care el, șoferul, conducea, cineva s-a izbit cu o mașină. Acum nu mai era zgârietură, pur și simplu mașina nu mai avea ușă. Ne-am dat jos pe ușa cealaltă amândoi și eram undeva în mijlocul intersecției, s-a oprit toată circulația. Și când ne-am dat jos, spre mirarea mea, am văzut cine a coborât din cealaltă mașină. Cel de fapt vinovat, care trecuse pe roșu. Era copilul unui frate din adunare, de vârsta mea. Încă tatălui făcea o slujbă în adunare.
Și când mi-a văzut, s-a uitat la mașina care, lui care și-a stricat-o, venise din Germania de undeva, s-a uitat la ușa prietenului meu. Problema a fost când m-a văzut pe mine. Pentru că el s-a dat jos din mașină și avea probleme să meargă pe picioare. S-a rezemat de mașină. Era băut. Și era tare rușine de mine pentru că îl cunoșteam și ne cunoșteam de copii mici. O scos o lună de bani din buzunar. Mulți bani. Și-a spus către mine, spune-mi câți îi dau. Și atâta îi dau, numai să nu mai spună la mine. M-a luat deoparte și-a spus să nu cumva să-i spui la tatăl meu. Să nu-i spui de starea mea. Intrase într-un anturaj. Într-un anturaj care l-a dus într-o stare, nu știu ce s-a ales până la urmă de el. Dar numai bine și binecuvântare mi-a adus. Ar vrea să vă spun tinerilor, păziți-vă de anturaj. Păziți-vă de anturaj. Primul lucru de căpătâi care l-am găsit la acest tânăr, la Samuel. Măcar de acest fiu al lui Eli făceau lucruri neplăcute înaintea lui Dumnezeu. Credeți că Samuel nu le vedea? Credeți că acești tineri doi, care erau preoți, care îi trimitea pe slugile lor și purau mâncarea și luau și zicea, dacă nu ne dați carnea, o luăm cu forță. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 17 din capitolul 2. Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentru că ne socoteau daurile Domnului. Și toate aceste lucruri se întâmpla sub ochii lui Samuel. Și aș vrea să vă spun ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre atitudinea lui Samuel față de atitudinea lor. Cuvântul lui Samuel, lui Dumnezeu, vorbește în același capitol 2, cu versetul 26. Tânărul Samuel creștea mereu și era plăcut Domnului și oamenilor. Nici cum Samuel nu s-a lăsat dus în acest anturaj. Nici cum Samuel nu s-a lăsat provocat de acești tineri. Am spus de la început, o să vă șocheze când spun aceasta, că trăia Samuel într-un mediu ostil. Dar aș vrea să vă spun ceva, frați și surori. Într-adevăr, acești doi fii, care până la urmă Dumnezeu i-a omorât, îl provoca, eu cred, în fiecare zi pe Samuel. Una dintre vicleniile diavolului, și el vorbea fratele Sorin, tinerilor, știți care este? Nu să-l prindă să-l mâzgărească pe un tânăr, nu numai pe unul, dacă poate pe toți. Dacă e tot, poate pe toți. Și știți de ce? Ca vinovat să nu se arate numai pe unul. Se arate pe toți vinovat. Să nu credeți că acești tineri, copiii lui Eli, nu l-au provocat și pe Samuel. Eu nu știu ce, câți ani o fi avut Samuel. Era copil, dar mă gândesc că era adolescent, așa ca și voi. 15, 16 ani, 17 ani. Dar aș vrea să vă spun ceva. Atunci când Dumnezeu i s-a descoperit lui Samuel, spune cuvântul lui Dumnezeu că Samuel încă nu cunoștea pe Dumnezeu. Deci el îl sluja pe Dumnezeu. Era credincios lui Dumnezeu. Dar personal, încă nu cunoștea pe Dumnezeu. Întrebarea mea este, câți dintre dumneavoastră, câți dintre tineri îl cunoașteți personal pe Dumnezeu? Pentru că se aseamănă aceste două paralele, așa de bine se aseamănă în acolo. Face slujbe în casa lui Dumnezeu, Samuel făcea slujbe în casa lui Dumnezeu. Și nu-l cunoștea personal pe Dumnezeu. Și foarte interesant, nimeni nu ceda anturajului care îl vedea. Întrebarea mea este, și de-aia fac această paralelă, câți dintre dumneavoastră îl cunoașteți personal pe Domnul Iisus Hristos? Pentru că slujbe faceți și le faceți bine și zic Dumnezeu să vă răsplătească. Câți îl cunoașteți? Una dintre motivele care să-l provocați pe Dumnezeu să vă vorbească. Dar nu felul în care noi am vrea. Felul în care Dumnezeu vrea. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în cartea lui Iov că Dumnezeu, de fapt, vorbește. Când într-un fel, când într-alt. Dar oamenii nu ia amin. Oamenii nu ia amin. Dacă vreți să-L provocați pe Dumnezeu să vă vorbească, aș vrea să vă spun ceva. Trăiți curat înaintea lui Dumnezeu așa cum trăiți Samuel.
Trăiți curați înaintea lui Dumnezeu și nu vă lăsați târâți de anturaj. Aici la adunare poate nu este și mă gândesc că nu sunt anturajele. Dar în fiecare zi merge la școală și aș vrea să mă adresez și surorilor tineri, care în fiecare zi merge la școală. Și acolo sunt tot felul de fete, sunt tot felul de băieți, care de multe ori băieții le fac avansul, oh, tu te duci la adunare, acolo nu-i nimic, nu-i mai la modă. Aș vrea să vă spun, este de actualitate să vii la adunare. Totdeauna a fost de actualitate. Să nu cedați acestor anturaje. Ar vrea să le spun băieților, să nu cedați anturajele. Îmi spunea odată cineva care este profesor la secundar. Și spunea cu mirare foarte interesant. Spunea, vremurile noastre, când un băiat s-apropia de noi, eram așa de timide, de nici nu ne uitam spre el. Și spune, vremurile astea, sunt timiți băieți și se ia fetele de ei. Și de multe ori spunea, pe băieți buni strig. Aș vrea să vă spun tuturor care sunteți aici și care aveți la școală în fiecare zi acest atac. Să nu vă duceți în anturajul lor. Dacă vreți să fiți plăcuți lui Dumnezeu, dacă vreți ca Dumnezeu să vă vorbească ca pruncul lui Samuel, nu cedați anturajelor alea. Rămâneți credincioși lui Dumnezeu. Și dacă rămâneți credincioși lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu vă va vorbi. Vă va vorbi din cer. Dumnezeu se va deranja din cer și vă va vorbi cu plăcere. Apoi cuvântul lui Dumnezeu ne spune și m-am întrebat de ce pe Dumnezeu l-a determinat ca să-i vorbească lui Samuel. Aș vrea să vă spun ceva. Dumnezeu bătând la inima lui Samuel, Dumnezeu știa că inima lui Samuel este deschisă. De cele mai multe ori când Dumnezeu bate la inimă, la inima oamenilor, oamenii își închide inima. Uitați-vă la comportamentul lui Samuel. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Samuel s-a culcat. Probabil era într-o altă încăpere. Și dintr-o dată, după ce s-a culcat, și-aude numele, cineva strigă. Cum se întâmplă că Samuel a crezut că Eli l-a strigat? S-a ridicat Samuel din pat, s-a dus la Eli, la preot și i-a spus, iată-mă, că m-ai chemat. Este prima dată. De data aceasta, zicem, și copiii noștri ar face la fel. Dar se întâmplă și a doua oară. Se întâmplă și a doua oară. Glasul lui Dumnezeu îl cheamă pe Samuel. Și Samuel se ridică din pat, ca și prima dată, se duce la Eli și spune, iată-mă, că m-ai chemat. Hai să zicem că și a doua oară o acceptăm, dar a treia oară. Să te cheme tata a treia oară. Să-l punem în locul lui Eli pe un tată. Să te cheme a treia oară, apoi sigur bătrânul ăsta n-are somn. Dar pruncul Samuel și-a păstrat aceeași atitudine. S-a ridicat, s-a dus cu respect și a spus lui Eli, iată-mă că m-ai chemat. Nu a început să zbiere, măi, lasă-mă în pace că m-am culcat, măi, am ațipit. Uitați-vă la atitudinea lui Samuel. Și atunci spune cuvântul lui Dumnezeu, a înțeles el că de fapt Dumnezeu îl cheamă. E adevărat că Samuel nu cunoștea glasul lui Dumnezeu. Nu cunoștea glasul lui Dumnezeu. Pentru că dacă cunoștea glasul lui Dumnezeu, făcea diferență între glasul lui Dumnezeu și glasul preotului. Dar Dumnezeu i s-a făcut cunoscut. De aceea spun, fraților, uitați-vă bine de atitudinea lui Samuel. Și atunci îi spune preotul, du-te și spune lui Dumnezeu, dacă mai auzi glasul acela, vorbește, Doamne, că robul tău ascult. Aici din nou ne lovim de niște cuvinte mari. Să spui lui Dumnezeu, să știi că Dumnezeu îți vorbește și să spui, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Indiferent ce spui, indiferent cum îmi spui, indiferent de mesajul care te dai, indiferent de pretențiile care le ai, indiferent de ce încerc, eu ascult. Și eu vreau să ascult. Am spus,
Dumnezeu știa că lovește și ciobănea și la o ușă deschisă. Aș vrea să întâlnem tinerilor. Vreți să vă vorbească Dumnezeu? Stați pregătiți ca să vă vorbească Dumnezeu. Dumnezeu vă vorbește de multe ori printr-o cântare. N-așteptați de cele mai multe ori să vă trimit un înger din cer. N-așteptați să vă vorbească cum i-a vorbit lui Samuel. Vă vorbește printr-o cântare, printr-un cuvânt de predică. Vă vorbește prin rugăciune. Când într-un fel, când într-altul. Dacă auzi glasul lui Dumnezeu, n-avea pretenții cum să-ți vorbească Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Vorbește, Doamne, că robul tău ascult. Mă rog lui Dumnezeu, frați și surori, timpul s-a scurs. Nu știu cum s-a dus așa repede. Dar mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să vorbească tinerilor noștri. Ca Dumnezeu să ne vorbească nouă ca părinți. Să avem o purtare bună. Să avem o purtare bună. Să dăm dovadă de creștini. Să dăm dovadă de părinți creștini. Mă rog ca Dumnezeu să le vorbească tinerilor noștri. Dar vreau să le spun ceva. Ca Dumnezeu să vorbească, trebuie să avem o atitudine bună înaintea lui Dumnezeu. Am spus de la început, Dumnezeu le-a vorbit oamenilor de multe ori și i-a mustrat pentru purtarea lor rea și nepotrivit. Și Dumnezeu poate să vorbească pentru purtarea ta. Știți de ce a vorbit lui Dumnezeu lui Corneliu? Vă aduceți aminte? Vă aduceți aminte? Din pricina purtării lui evlavioasă, din pricina milosteniilor, nu i-a cerut Corneliu, Doamne, vorbește nu știu cum. Dumnezeu i s-a prezentat și a vorbit din pricina purtării lui. De aceea, dacă vrem ca Dumnezeu să ne vorbească, fie tinerilor, fie nouă ca părinți, să avem o purtare evlavioasă și bună. Și aș vrea la încheiere încă o dată să le spun tinerilor, aveți de grijă de anturaj. Samuel a avut un anturaj unde cei care provocau în fiecare zi, spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii ăștia doi, tinerii ăștia, spune, comiteau și alte lucruri urâte înaintea lui Dumnezeu. Urâte înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a omorât și i-a nenorocit pe amândoi. Aș vrea să vă spun ceva. Dacă vreți ca Dumnezeu să vă vorbească, nu cedați anturajelor nici la școală. Aveți de grijă la școală. Cei care sunteți mai mari, care mergeți la universitate, care mergeți la colegiu, acolo oamenii sunt mai deștepți, cu ghilimelele de rigoare. Aveți de grijă. Rămâneți credincioși și rămâneți cum a rămas Samuel, credincioși lui Dumnezeu. Și în felul acesta veți avea trecere înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și zic ca Dumnezeu să binecuvinteze și pe tineri, și pe noi care suntem mai în vârstă. Amin. Amin.